Salutare motoriști! E bine, acest clip va face parte din seria Învățăm Împreună, pentru că am aflat și eu ceva foarte interesant și unul dintre colegi mi-a spus, având în vedere că în ultimele zile am mers cu ea prin niște drumuri prăfuite, ați văzut și voi clipurile, am uns lanțul și după ce am uns lanțul, partea interesantă este că la un moment dat a început să-mi curgă pe la pinonul din față, după capacul de plastic și o să vi-l arăt imediat, a început să curgă mizerie și unul dintre colegi mi-a zis, bă, de ce nu desfaci tu capacul să-ți cureți acolo? Și am zis, bă, bună idee, am să fac un clip despre asta și am să vă spun și vouă cum puteți face lucrul ăsta și cum puteți curăța pinionul, capacul, ca să nu mai curgă acea mizerie după ce ungeți lanțul. Pun pariu că nu faceți asta foarte des, poate extrem de rar, poate când schimbați pinionul, ce știu eu, așa că haideți să vedem ce o să iasă și ce găsim acolo. Pentru treaba asta vom avea nevoie de un set de tublare, un spray de curățat, frânele și ce am eu pentru a da grosul jos, o soluție care se folosea la curățatul carburatoarele înainte. Cred că merge și cu motorină, așa că sau eu știu cu orice altă soluție, chiar cu soluția de curățat lanțul, cu ce vreți voi. Important este să curățați acolo. Hai să dăm jos capacul și să vă arăt despre ce este vorba. La seria Învățăm Împreună, o să vă arăt un lucru foarte important. După ce ungeți lanțul, ceea ce îl fac ce majoritatea atunci când trebuie întins și uns, este să desfacem capacul ăsta și să curățăm un pic pinionul, pentru că aici se adună cea mai multă mizerie și sunt sigur că nu mulți curățați lanțul și sunt sigur că mulți după ce curățați lanțul nu faceți și treaba asta. Ce drept, nu trebuie să faceți mereu, dar după o perioadă de timp, uitați cât curge aici, ce se adună, câtă mizerie, ceea ce înseamnă că trebuie un pic curățat. Ok, capacul ăsta îl vom da jos și o să vedem ce va fi acolo, ce găsim acolo. Exact cum spuneam, cam atât de murdar arată, ceea ce la o perioadă de timp necesită dat jos capacul și curățat aici cam tot ce se vede. Uitați-vă câtă mizerie este la pinion. Curăța foarte ușor dacă dați jos capacul de la pinion și cu o soluție de curățat o dați jos. Cam așa arată piesa. Ați văzut și voi ce neagră era. Capacul la fel, murdar, foarte murdar. Iar aici mult, mult mai curat față de ce era la început. Le vom pune la loc și din când în când, habar n-am, după multe utilizări, ar trebui desfăcut capacul la pinion și făcut această procedură de curățare. După ce ați curățat, puneți totul la loc, capacul, mai ștergeți încă o dată dacă este cazul, pe exterior capacul și cam asta este. Acum spuneți și voi în comentarii de câte ori faceți operațiunea asta sau dacă ați făcut-o vreodată, pentru că mi s-a părut o idee foarte bună atunci când acel coleg mi-a spus că bă, ar trebui să dai jos capacul, să-ți curezi mizeria și nu o să-ți mai picure pe aici, da? După ce ungi lanțul. Asta am și făcut, ați văzut și voi câtă mizerie era. Acum, voi de câte ori faceți asta, dacă o faceți și până data viitoare, să ne vedem sănătoși!